Caribou de Mayotte astăzi spre Reunion. Ne aflăm în partea estică a Africii, așa cum știți, în partea nordică a Madagascarului, dar astăzi vom călători 1435 de kilometri în Reunion. Reunionul a devenit departament francez în 1946. Are o suprafață doar de 2500 de kilometri pătrați, 341 de locuitori pe kilometru pătrat și aproximativ 855.000 de locuitori în toată insula. Capitala este Saint-Denis și pentru iubitorii de insule exotice, este situată undeva în sud-vestul Morisului. Am trecut de la 34 de grade la 25 de grade. Carla va continua drumul până în Paris în seara asta, va mai scade din ceva grade și apoi Anglia pentru ea. O nouă aventură. Carla! Am rămas singurei și gata, am plecat hai hui prin Reunion. Astăzi vă vom povesti doar despre rețeaua rutieră dintr-o insulă din mijlocul oceanului Indian de doar 2500 de kilometri pătrați. La sfârșitul anului 2009, atenție, astăzi suntem în 2022, lungimea totală a rețelei rutiere a Reunionului era de 3068 de kilometri, repartizați în 723 de kilometri pe străzi județene și 2345 pe străzi comunale. Ceea ce vedeți în dreapta este o nouă autostradă rapidă, autostrada litoralului, cum este numită. Construită peste viaducturi, peste diguri, autostrada litoralului reușește să câștige 12 km legând capitala Saint-Denis de Possession. Proiectul actualei autostrăzi a constituit obiectul de studiu îndelungat al autorității mediului, iar apoi al Ministerului Mediului. Trebuie știut că autostrada a necesitat 3 milioane de tone de piatră, ceea ce ulterior a obligat minele să fie redeschise din insulă. Avem imagini cu munții care sunt în Reunion, vedeți de altfel vechi autostradă. Circulația de altfel se face pe 3 benzi la dus, 3 benzi la întors, o să vedeți, avem pe parcurs și tuneluri și sincer am rămas impresionat de calitatea șoselelor, de modul în care se circulă și bineînțeles peisajele ne-au rămas în memorie pentru mult timp. Împărțirea teritorială a Reunionului se face pe comune, astfel încât Reunionul are un total de 24 de comune, cea mai importantă fiind capitala, reprezentată, cum v-am zis, de Saint-Denis, care are o populație de 150.000 de locuitori. Vă așteptăm la un nou vlog și nu uitați să vă abonați la vlogul nostru Zbor prin viață. Vă pupăm și vă așteptăm!